Rezoluție adoptată cu privire la sequestrarea ilegală a copiilor lui Petru și Cameliei Furdui către ambasada și autoritățile civile ale Republicii Germane. Având în vedere că familia naturală și biologică constituie unitatea fundamentală a societății și civilizației, având în vedere că familia naturală este sacrosanctă, având în vedere că acțiunile statului concepute să submineze sanctitatea familiei naturale sunt atroce și inumane, având în vedere că Declarația Universală a Drepturilor Omului din anul 1948 îndeamnă statele să promoveze, protejeze și să respecte familia naturală formată dintr-un bărbat și o femeie și copiii acestora, având în vedere că părinților biologici le este conferit prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului dreptul fundamental de a-și crește copiii conform propriilor convingeri morale și religioase, având în vedere garantarea prin Convenția Internațională privind drepturile copilului din 20 noiembrie 1989 anumitor drepturi esențiale și fundamentale pentru părinți și copiii acestora, având în vedere că, prin convenție, copiii au 1. Dreptul de a avea o mamă și un tată, 2. Dreptul de a-și cunoaște părinții biologici și de a fi crescuți de ei, 3. Dreptul de a menține integritatea identităților etnice și culturale, 4. Dreptul de a-și menține identitatea și convingerile religioase, 5. Dreptul părinților de a se asigura că identitatea etnică și religioasă a copiilor nu este afectată, ci păzită și protejată, chiar și atunci când copiii se află în custodia statului. Acum, prin urmare, noi, reprezentanții de seamă ai mișcării pro-familie a României, adunați în această zi solemnă de 18 decembrie 2021 în Piața Victoriei, în București, adoptăm această rezoluție. Deplângem și ne exprimăm adânca dezamăgire cu privire la maniera ilegală în care Jugendamt, un instrument guvernamental al statului german, și-a folosit autoritatea pentru a încălca drepturile fundamentale ale familiei lui Petru și Cameliei Furdui și ale celor 7 copii ai lor. Deplângem și ne exprimăm indignarea cu privire la încălcarea flagrantă a drepturilor parentale ale familiei Furdui, când la data de 26 aprilie 2021, Jugendamt, un instrument guvernamental al statului german, a sequestrat în mod ilegal cei 7 copii ai familiei Furdui. Deplângem și condamnăm maniera inumană în care Jugendamt a gestionat situația încă din 26 aprilie 2021, subminând interesul suprem al copiilor Furdui prin următoarele acțiuni, printre altele. 1. Separându-i de părinți împotriva voii lor. 2. Dezmembrând familia și separându-i pe copiii Furdui unul de celălalt, aceștia locuind acum în 3 locații diferite. 3. Împiedicând copiii și părinții acestora să vorbească în limba română atunci când li se permite să se întâlnească pentru o perioadă limitată de timp sub supravegherea statului. 4. Forțând copiii și părinții acestora să vorbească germană în timpul vizitelor supravegheate, cu toate că părinții și copiii mai mici nu sunt fluenți în limba germană. 5. Subminând integritatea etnică a copiilor și înăbușindu-le exprimarea deplină a identităților culturale și etnice în timpul custodiei statului. 6. Subminând identitatea religioasă a copiilor și înăbușind intenționat exprimarea deplină a identităților religioase în timpul custodiei statului. 7. Ignorând multele și inocentele pledoarii ale copiilor exprimate adesea către autoritățile de la Jugendamt și în instanță, de a li se permite să se întoarcă la părinții lor biologici și să fie reuniți în întregime ca familie. Refuzând să permită transferul copiilor în România pentru a fi crescuți de către rudele lor de acolo, cu toate că 6 dintre copii sunt cetățeni români.
9. Înstrăinând intenționat sentimentele copiilor față de părinți, cei mai mici dintre copii fiind încurajați să se adreseze adulților cu care locuiesc folosind apelativul mamă. Și 10. Săvârșind numeroase alte încălcări ale legii, moralității și civilității de bază. Prin urmare, având în vedere numeroasele încălcări ale dreptului național și internațional de către Jugendamt, un instrument al statului german, solicităm respectuos Jugendamtului să stea și statului german să îndrepte imediat răul pe care l-a provocat părinților și copiilor furdui. În special solicităm 1. Eliberarea imediată și necondiționată din custodia statului a tuturor copiilor furdui și întoarcerea lor imediată la părinților biologici. 2. Încetarea imediată și definitivă a tuturor acțiunilor ilegale și ostile întreprinse și de autoritățile germane împotriva copiilor în timpul custodiei Jugendamtului. Și 3. Încetarea imediată a tuturor acțiunilor menite să stigmatizeze părinții furdui. Mulțumesc!